Vă spun bun venit în casa Domnului și vă invit să ne rugăm. Ne închinăm, Tată, și cerem binecuvântarea Ta asupra tuturor celor prezenți, asupra cuvântului și robului Tău și de nebucurie închinării că știi rugăm prin Domnul Hristos. Amin. Pentru că toate lucrurile bune încep și se țin prin Dumnezeu, vă invit să cântăm la deschiderea sabatului împreună și a ocaziei noastre de închinare, cântarea 340. Ridicați-mă în credință. Aș invita să pornim în experiența de închinare acestui sabat cu câteva cuvinte din Iacov, capitolul 1. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Vă invit ca să ne închinăm în seara aceasta și dacă nu ne-ar fi prea greu, v-aș invita chiar să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune și două persoane să ceară binecuvântarea Domnului pentru noi toți. Plin de păcate și plin de greșeli. Dar sperăm că sângele Domnului Hristos ne va curăți pe fiecare în parte. Sperăm ca Duhul Tău cel Sfânt să fie peste noi toți.
niciunul să nu rămână de aceea neiertat și nebinecuvântat de mâna ta cea bună. Îți mulțumim că ne iubești. Ajută-ne să ajungem unde ești tu, că așa ai spus. Viu și voi acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ne predăm în brațul tău, ca individ, ca popor, până la marginile pământului, toți care se adună înaintea ta. Să stăm așa și în fața ta, în împărăția ta. Îți mulțumim că ne asculți. Îți mulțumim că nu ne voi lăsa. Ne predăm în brațul tău de Tată, de Mântuitor și de Duh Sfânt, până la sfârșitul zilelor noastre. Amin. Amin. Da, o să fac anunțul, da. Fiți bineveniți în seara aceasta în casa Domnului și sper ca Duhul lui cel Sfânt să ne încurajeze pe fiecare în umblarea noastră cu Domnul. Ați vrea să mai cântăm o cântare? Are cineva o propunere? Cât? 91 s-a propus. Iisus, prieten minunat este? Al meu ești Iisuse. Era 90 cealaltă. Al meu ești Iisuse. Thank you.
Amin. Aș vrea să fac un anunț în seara aceasta. Pentru unii e un anunț nou, pentru alții este deja ceva cunoscut. În dimineața aceasta a încetat din viață sora Prisăcaru. Probabil că știți că dumneavoastră era destul de în suferință. În ultima vreme lucrurile au degenerat din ce în ce mai rău. A încetat din viață la spital, mâine va fi depusă la capela de la voluntari, iar duminică, la ora 14, vom avea serviciul de mormântare. Având în vedere că familia dumneaei, fata dumneaei este decedată, însă ginerele și nepoții nu sunt în credință, cred că este o ocazie și de mărturie cu privire la ceea ce înseamnă familia adventă. De aceea, duminică după amiază, putem să renunțăm la 2 ceasuri la somnul de frumusețe sau poate la unele treburi administrative și să fim împreună cu familia sorei Prisăcaru la această ocazie de înmormântare. V-aș invita să cântăm, înainte de a deschide cuvântul Domnului, cântarea 309, Mai lângă tronul tău. Cântarea aceasta e o cântare specială, nu este o cântare de mormântare, ci este o cântare care așează pe fiecare om între două lumi. Și acum vreo 10 ani am văzut filmul Titanic, citisem despre întâmplarea aceea, însă ecranizarea pe care am văzut-o a scos foarte mult în evidență orchestra, care în timp ce lumea
înnebunită, încerca să facă ceva, s-au așezat și au cântat. Și din filmul acela mi-a plăcut o replică. A spus: domnilor, a fost o plăcere să cânt împreună cu dumneavoastră. Și fiecare dădeau să plece, dar unde să se ducă? Și au început să cânte cântarea aceasta. S-au întors toți și au început să cânte. Imaginea acelui vapor care se scufundă în timp ce un grup restrâns de oameni cântă este imaginea lumii în care noi trăim astăzi. Săptămâna aceasta, președintele Rusiei, a ursului de la răsărit, s-a scris în ziare că ar fi spus că în 2 zile poate să fie la București. Mi-am pus întrebarea foarte serios zilele acestea, cu toate tulburările acestea, statul islamic pe de o parte, pe de altă parte mișcările care se întâmplă aici lângă noi, înaintea celui de al doilea război mondial, părinții noștri își dădeau seama că va urma ceva teribil? Sau mâncau, beau, se însurau, se măritau, cumpărau, vindeau, zideau, clădeau și n-au știut nimic până când s-a anunțat la radio: urmează un comunicat important pentru țară, am intrat în război. Mi-am pus întrebarea dacă înainte de primul război mondial oamenii care trăiau în vremea respectivă și-au dat seama ce se întâmpla, erau pregătiți, sau pur și simplu viața părea că merge înainte în timp ce auzeau știri, vești, informații, scria în ziare și deodată. Și mi-am pus întrebarea dacă mai înainte, în marile momente ale istoriei, oamenii au avut așa niște trăiri supranaturale sau pur și simplu viața lor părea că merge mai departe într-o aparentă liniște, gândind că lor nu li se poate întâmpla. Ce ziceți? M-am gândit că s-ar putea și eu să am aceeași liniște și în Judecători este descris o întâmplare. La capitolul al 8-lea, e deschisă cearta lui cu bărbații lui Efraim, care se supără că n-au fost și ei chemați să arate ce pricepuți sunt, și pornește cu cei 3 oameni, urmăresc vrăjmașii, le spune celor din Sucot, veniți și așa mai departe, și spune la versetul, deci după ce la versetul 10 spune că toți cei care rămăseseră din oștirea răsăritului, 120.000 de oameni, scoteau sabia, au fost uciși, spune: Gedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi, l-a răsărit de Nobah și de Iogbeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost. Sunt mai multe referințe în Sfânta Scriptură pe care n-aș vrea să le amintesc despre oameni care se credeau în siguranță. Aveam avut o discuție în după amiaza aceasta și îmi spunea Teodora că noi suntem în NATO și ne apără NATO. Și de multe ori ne socotim că suntem în siguranță. Ne socotim că suntem în siguranță pentru că avem ceva bănuți puși deoparte. Când a fost stabilizarea, câți ați apucat stabilizarea de aici? 1, 2, 3, 4, câțiva au apucat-o. Îmi povestea bunica cum erau oameni care aveau saci de bani și n-aveau ce să mai facă cu ei. Nu-i mai primea nimeni nicăieri. S-a schimbat o sumă standard și restul s-a pierdut. În ce îți pui încredere?
Pe ce te bazezi în vremea aceasta tulbure? Am intitulat gândurile din seara aceasta sau subiectul acestei seri simplu, autentic. În buletinul informativ am pus câteva rânduri, găsiți o mică parte dintr-un articol din Semnele Timpului pe care puteți să-l citiți despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Shimon Peres a propus suveranului pontif, a propus să înființeze un ONU al religiilor, iar suveranul pontif să fie conducătorul acestui ONU al religiilor. Spune că ONU nu mai are autoritate și că este nevoie de o forță, de o autoritate incontestabilă care să cuprindă toate religiile și cel mai influent om este suveranul pontif. Este foarte interesant pentru că am recitit, studiem împreună cu tinerii de la Cuză cartea Tragedia Veacurilor și am recitit exact paragraful acesta în care serva Domnului spune că nu papalitatea va propune, ci i se va propune. Și câteodată devin surprins de necredința pe care eu am când văd că cuvântul se împlinește la literă. Nu vreau să fiu alarmist în seara aceasta, dar aș vrea să privim împreună asupra convingerilor noastre și asupra ceea ce ne determină convingerile noastre să facem. De ce Gedeon ia pe aceștia care locuiesc în corturi ca din plasă o știre aceasta? Pentru că se credeau în siguranță. De ce se scufundă Titanicul? Pentru că ei credeau că nu poate fi scufundat. Se folosește prin filmele astea de la Hollywood o expresie: nici Dumnezeu n-ar putea să mă mai oprească. Și dacă auzi o expresie de mai multe ori, începe să înfigi, că să-mi figă acolo în cap și începi să o crezi. În seara aceasta aș vrea să privim pentru o clipă în Sfânta Scriptură și în inima noastră, în lumina timpului pe care îl trăim. Și aș vrea să vă întreb, vă simțiți în siguranță? Pe ce vă bazați siguranța în seara aceasta? Dacă ați avea în cont 1.000.000 de euro, v-ați simți mai în siguranță decât atunci când nu i-aveți? N-aveți de unde să știți că nu i-ați avut. Dar puteți să întrebați pe cineva care are sau a avut 1.000.000 de euro în cont, să-l întrebați dacă s-a simțit în siguranță. Am stat de vorbă cu oameni care au avut 1.000.000 de euro în cont și aș vrea să vă spun că s-au simțit la fel ca și cel care n-are niciun franc. Pentru că cel care... Cum? S-au sinucis. Pentru că cel care are 1.000.000 s-ar simți în siguranță dacă ar avea 10. Milioane. Iar cel care nu are nimic s-ar simți bine dacă ar avea măcar 100 de euro. Și cel care are 100 de euro s-ar simți în siguranță dacă ar avea măcar 1.000 puși deoparte, nu? Este o iluzie. Iarna trecută, când era iarna aceea grea, am întrebat-o pe Cristina, am zis, măi, dacă ar fi să nu ieșim din casă o lună de zile, să facă zăpada mare, să am avea ce să mâncăm? Pe ce-ți bazezi siguranță? Citesc în Sfânta Scriptură și observ că de-a lungul timpului convingerile oamenilor au determinat întotdeauna acțiunile lor. Și convingerile mele determină acțiunile mele și convingerile tale determină acțiunile tale. Nimeni nu poate să spună că acționează într-un anumit fel datorită unei conjuncturi sau unei întâmplări. Noi acționăm conduși de convingerile noastre. S-ar putea să fie cineva care să spună, nu-i adevărat, frate. În a doua carte a împăraților,
Avem o întâmplare prezentată în capitolul 5, în care vine un om înaintea omului Dumnezeu să trăiască un miracol. Ne rugăm în perioada aceasta, de acum 2 săptămâni, în continuu pentru sora Viorica. Și am mai vorbit zilele acestea de mai multe ori cu familia, cu... Aștepți un miracol. Poate că și dumneavoastră ați avut sau aveți în viața și în familia dumneavoastră oameni care sunt bolnavi de o boală incurabilă și aștepți un miracol. Te rogi ca Dumnezeu să facă o minune și minunea aceea nu se întâmplă. Iată-l pe Naaman sirianul, auzind că Dumnezeul acela, că omul acela, profetul acela, prorocul acela ar putea să aibă o soluție. Și se duce și la versetul al 10-lea spune: Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Care este replica acestui om mare? Acestui om important? Ce-l oprește pe acesta să împlinească porunca care îi fusese dată printr-un sol? De cum adică eu? Care sunt cine sunt? Săptămâna trecută primul ministru al României a fost în vizită undeva în Moldova la o cununie religioasă într-o biserică penticostală. Nu știu exact de ce s-a dus acolo, pentru campanie electorală, dar acolo s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai cultelor neoprotestante din zonă și ziarele făceau cumva, luau un bajocuri în derâdere vizita aceasta. Și cineva spunea: frate, hai să-l aducem pe Ponta să vină la noi în biserică. Și am spus: de ce frate să vină? Să-l invităm de ce? Să pucăiască? Este sigur că de asta îl chemăm? Nu asta e important, dar întrebarea de ce îl chem? Pentru că iată, problema lui Naaman e foarte interesant. Elisei nu consideră că vine, vai domnule, vine împăratul Siriei, ăștia care ne domină, dacă am o pilă la împăratul Siriei, e ca și cum ar veni primul ministru al Rusiei. Știți că românii nu l-au lăsat să treacă cu avionul și a zis: lasă să vă arătăm noi într-o zi ce credem noi despre voi. Asta acum vreo 3 săptămâni. Să vină la ușa bisericii noastre, pentru că a auzit că aici se întâmplă minuni, și nici măcar să nu ia să ducă cineva, diaconul de la ușă, să spune: știi ceva? Du-te și scaldă de 7 ori și o să fii curat. Convingerile noastre sunt acelea care ne blochează mintea în acțiunile noastre. Iată ce spune Naaman în mintea lui, cum descrie Scriptura. Spune: eu credeam. Versetul 11, pentru cei care aveți Biblie, deschideți Biblia, că de-aia am venit cu ele, ca să citim din ele. Eu credeam. Aici nu scrie, dar în mintea omului mesajul acesta spune: eu credeam că o să-și dea seama ce important sunt eu, cine sunt eu. Și o să vin înaintea mea, o să fiu primit pe covor roșu. Mai mult decât atât, va chema numele Domnului. Își va duce mâinile pe locul rănii și va vindeca lepra. Hai băi acasă. De ce? Pentru că lucrurile nu s-au întâmplat cum credeam eu. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră vi s-a întâmplat să fiți tentați? Să vă comportați într-un anumit fel datorită convingerilor dumneavoastră? Să renunțați la oportunități doar datorită convingerilor dumneavoastră? Vi s-a întâmplat? Să spui, dar cine ăsta își bate joc de mine? Adică chiar așa trăgeam și o nădejde, poate zicem. Eu credeam într-un anumit fel. Aveam în mintea mea făcut un plan.
Aveam în mintea mea un desfășurător al evenimentelor și dintr-o dată lucrurile se întâmplă altfel. În ceea ce privește venirea Domnului, aveți un plan? Știți ce se va întâmpla? Știți care este problema noastră, adventiștilor, ca și a poporului Israel? Adventiștii, ca și evrei de pe vremuri, știu exact ce trebuie să se întâmple. E un plan. Avem hărți care sunt foarte frumoase. Desfășurarea profetică care ne aduce lumină. Le punem pe pereți, pe cărțile noastre. Le învățăm la clasă de pregătire pentru botez. Din păcate, a doua zi după ce am primit botezul, mulți dintre noi le uităm. Dar avem o anumită imagine despre ceea ce ar trebui să se întâmple. Și unii socotesc așa, că înainte de venirea Domnului, ce trebuie să fie? Decretul? Nu? S-a dat decretul? Mai este încă? Cum? Să bem, să mâncăm, să facem de toate, că încă nu s-a dat. Când s-a dat decretul, mai vedem. Poate că ceea ce vă spun eu pare dur, dar este o realitate pe care o trăiesc. O realitate care mă atinge și pe mine. Mai este încă timp? Dacă Domnul va veni peste un an de zile, aș vrea să vă întreb, ați fi gata? Dacă ați avea certitudinea că într-un an de zile Domnul Hristos va reveni pe norii cerului, s-a schimbat ceva în viața dumneavoastră? Să știți că într-un an de zile, de azi într-un an, dacă acum un an pe vremea aceasta v-aș fi spus că în anul care va urma biserica protestantă decăzută va întinde mâna pe astea abis și va împlini astfel profeția pe care o avem în Scriptură și în Spiritul profetic explicată, v-ați uitat la mine și ați zis, băi, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, probabil că ar trebui să iau un serios cu umblarea cu Dumnezeu, așa e? Numai că acum acest eveniment este la timpul trecut. S-a întâmplat deja. Mai mult decât atât, după ce acest eveniment, acest lucru s-a întâmplat, au fost atâtea mesaje care devin din ce în ce mai ferme cu privire la observarea sabatului duminical. Încă nu este dată o lege scrisă care să fie adoptată, dar ea există în legislația europeană, pe dreptul muncii. Și noi parcă... Nu? Ce așteptăm noi decretul duminical? Pentru că încă n-au venit să ne taie nouă mâinile și capetele, parcă nu se întâmplă nimic. Știți câți creștini au murit în vara aceasta? Doar în vara aceasta, în lume sau doar în Orient, în statele, cum să zic, statul ăsta islamic care se întinde transfrontalier. Știți câți? Sute de mii de creștini care au fost torturați, au fost crucificați, li s-a tocat carnea de pe ei în timp ce erau în viață pentru credința lor, sunt martiri astăzi în timp ce noi stăm într-o liniște nepăsătoare. În Ioan, Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, după ce Domnul Hristos vorbește despre moartea sa iminentă, versetul 37 trage o concluzie. Domnul Hristos vestește, vedeți că o se întâmple așa și așa și așa. Și evanghelistul Ioan descrie starea ascultătorilor, a celor credincioși care veneau la biserică, ca să zic așa, a apostolilor și a ucenicilor, a celor care erau în preajma Domnului Hristos. Versetul 37. Vrea cineva să citească din Biblie?
măcar că făcuse semne, ei tot mi-a pus întrebarea dacă eu sunt autentic în credința mea. Și în seara aceasta mi-aș permite să spun și ție întrebarea, dacă tu ești autentic sau autentică în credința ta, dacă ești veridic, dacă vei fi încercat, dacă îți vei testa credința, ești autentic, e autentică credința sau e doar așa superficială? Ei văd pe cei care stau în preajma Domnului Hristos. Dacă vorbim de necredincioși, de aia care sunt în lume, nu e o problemă. Aia e problema lor. Dar eu mă încerc pe mine în timpul acesta al sfârșitului, în timpul acesta în care orice lucru se poate întâmpla și orice plan al Domnului se poate întâmpla. E credința mea autentică? Sau sunt și eu ca ucenicii care aud ce trebuie să se întâmple? Văd semnele, văd minunile și deși văd semnele, văd minunile, totuși, eu nu cred. Spuneam mai devreme și repet lucrul acesta, credința noastră, convingerea noastră determină întotdeauna acțiunile noastre. Dacă o convingere nu te determine la acțiune, aceea nu este o convingere reală. Sunt oameni care au crezut că vor putea da lovitura dacă vor merge în Spania, în Italia, în străinătate să lucreze. Știți ce au făcut cei care au crezut că pot să facă treaba asta? Ce au făcut? Nu, au plecat. Cei care chiar au crezut s-au dus acolo și au încercat. Poate au reușit, poate nu, dar au făcut ceva. Sunt oameni care cred că pot să ajungă copii tineri care pot să, cred că pot să ajungă doctori, profesori. Ați auzit vreodată de vreun tânăr sau vreo tânără care să-i bată cineva la ușă să-i spună nu vrei să fii doctor? Nu vrei să fii profesor? Nu vrei să fii inginer? Se întâmplă și treaba asta. Te costă diploma 15.000, 20.000 sau cum se mai vând diplomele. Dar se vinde o diplomă, nu știință, nu calitate. Vreți să deschideți ușa la băieți că ei sunt răpiți acolo într-o discuție și eu nu-i aud pe ei și scap sensul discuției lor dacă aud doar sunetul. Mulțumesc foarte mult! Acum aud un pic mai bine, da, se aude mai bine, da. Cu ușa deschisă se aude mai bine. Aș vrea să mergem un pic mai departe în seara aceasta și să mai citim câteva versete. De exemplu, Apostolul Pavel, la un moment dat, în Faptele Apostolilor, la capitolul 16, avem descrisă o întâmplare. Spune, ajunge în Filip și în ziua sabatului, am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că este... Ce este? Un loc de rugăciune. Atunci când crezi că sabatul este ziua Domnului și când crezi că undeva într-un loc este un loc de rugăciune, credința aceasta ce te determină? Să te duci acolo. Corect? Dacă nu crezi că este un loc de rugăciune, dacă nu crezi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea în locul acela, vei sta acasă. Poate că ocazia aceasta este o ocazie să ne reverificăm credința și convingerile noastre. Evanghelia după Luca, versetul, capitolul 24, și aș vrea să citim împreună versetul 9 în continuare
până la 11, dacă vrea cineva să citească. Mulțumesc. Ciudat, nu? Dacă ar veni în biserica noastră, aici între noi, care suntem apostoli și ucenici ai lui Hristos, câțiva dintre ei noștri care să-și povestească experiența lor, iată ce am văzut noi. Cum vă raportați la ceea ce auziți? Avem în fiecare prim sabat din lună, avem experiențe care sunt povestite. Când auziți despre oameni care au trăit experiențe când Dumnezeu a făcut lucruri supranaturale în viața lor, cum ascultați experiențele acestea? Da. Unii nu le cred pe ale dumneavoastră. Sau pe ale dumneavoastră, dar dumneavoastră le credeți pe ale lor? Cum se manifestă credința? Cum se manifestă oamenii care cred ceva? Cum? Acționează. Comportamentul, trăirea, atitudinea arată că noi credem. Poate că experiența aceasta pe care fiecare dintre ucenici o au în prezența Domnului Hristos este aceea care face ca lucrurile să se așeze într-un anumit fel. Despre Domnul Hristos, iată ce spune Scriptura și mi-a dat mult de gândit lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, mi-am lăsat înaintașii în geantă și la capitolul 3, versetul 23, spune: Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era cum se credea. Atunci când citesc despre experiența Domnului Hristos, despre viața Domnului Hristos, observ că El era acum, așa cum se credea despre El. El era pe de o parte Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu. El era autentic în ceea ce spunea, în ceea ce făcea, în maniera în care gândea și în maniera în care acționa. Și de mai multe ori repetă Domnul Hristos, spune: v-am spus și voi tot nu? Nu credeți. Credeți măcar pentru lucrurile acestea de acum. Credeți. Iacov, fratele Domnului, cel care scrie epistola, din care am citit versetele la început în seara aceasta, vorbește despre credință într-o manieră directă și simplă. Și iată, Iacov, capitolul 1. Cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om, cum? Să primească? Dacă nu s-a mai afișat, nu mai vedem. Cum? Mulțumesc. Să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Spre final încep să văd mai bine. De departe văd bine, de aproape am o problemă. Câteodată așa se întâmplă și în viața reală. Îi văd pe aia din Africa și mă rog pentru ei. Mai rău și mai greu îl văd pe vecinul de la ușă de alături. Da. Să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este nehotărât și nestatornic în toate căile sale. În seara aceasta aș vrea să fac un apel la dumneavoastră și la mine. În seara aceasta aș vrea să privim asupra cuvântului lui Dumnezeu care ne vorbește direct în acest timp al sfârșitului. Crezi tu că vine Domnul? Da?
Aș vrea să vă întreb, în ce fel acțiunile dumneavoastră dovedesc convingerea dumneavoastră? Vecinii dumneavoastră care nu știu teologie, care n-au citit Biblia și se uită la dumneavoastră, vă văd zilnic, în ce fel văd ei că acțiunile dumneavoastră dovedesc convingerea că venirea Domnului este iminentă? Cum? Cum? Concret? Poate să-mi spună cineva concret în ce fel vecinii dumneavoastră care n-au teologie, nu citesc Biblia, se uită la dumneavoastră. Știți că mulți zic așa, ce, eu am niște vecini adventiști. Și când o să văd că se întâmplă ceva la ei, îmi dau seama că... A? Nu, când o să schimbe la ei, o să-mi dau seama că vine Domnul. Am auzit treaba asta de atâtea ori de la persoanele adventiste, vecini de-ai fraților noștri, ce nu, că eu am păi și ăștia sunt bine pregătiți. Când o să se schimbe ceva la ei, îmi dau seama că trebuie să schimb ceva și eu la mine. Evanghelia după Luca. Cum? Ce semănați? Grâu, porumb, ridichii, roșii? Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim. Și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Și le vorbește despre pilda polilor, pilda talanților. Unul i-a dat mai mult, altul i-a dat mai puțin. Era aproape de Ierusalim și cei cărora le vorbea erau oameni ca mine și ca dumneavoastră. Ca noi cei care seara aceasta am spus că noi credem. Ce credem? Că venirea Domnului este... E aproape, nu? Credem asta, așa am spus. Și Domnul Hristos le spune celor care le adresa această pildă, erau exact ca și noi. Și spune, dacă voi credeți treaba asta, să vă spun o pildă. Spre un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a spus, puneți-i negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a pus să cheme pe robii acelor care le dăduse banii să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. A venit al doilea și așa mai departe. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca pentru cuvintele acestea. Știai că sunt un om aspru care iau de unde n-am pus și secer de ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zaraf? Pentru că la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celui ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a spus, vă spun că celui ce are îi se va da. Dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Pilda aceasta este spusă nu unor necredincioși, ci le este spusă unora ca mine și ca tine, care afirmăm că noi credem că venirea Domnului este aproape. În seara aceasta, în timp ce vom merge spre casă, aș vrea
să vă invit să vă opriți o clipă, indiferent dacă mergeți cu mașina sau pe jos, să vă opriți o clipă și să vă uitați spre cer. Nu cumva am uitat să ne mai uităm spre cer? Dacă Domnul va veni în câteva zile, pentru sora Prisecaru, venirea Domnului deja s-a întâmplat. Ea nu mai poate să mai schimbe nimic. Ea nu mai poate să-și pună la schimbător darurile, capacitățile și talanții. Ceea ce a făcut, rămâne făcut. Ceea ce n-a făcut, rămâne nefăcut. Ceea ce veți lega pe pământ va fi legat unde? Și în cer, ceea ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și acolo. În seara aceasta, mă rog Domnului pentru mine și pentru tine să ne dea puterea să fim autentici. Și ceea ce spunem despre noi, despre convingerea noastră, să se poată vedea. Să se poată vedea de către familiile noastre, să se poată vedea de către vecinii noștri, să se poată vedea de către prietenii noștri. Și ei se spune, băi, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva pentru că în casa vecinului meu, care este pocăit, în casa a fratelui meu, a sorei mele, sau soția, sau soțul meu, cei care sunt în credință, se uită la noi și spun, băi, se întâmplă ceva. Ceva s-a schimbat. Ceva nu mai este ca anul trecut. Ceva este diferit față de asta primăvară. Măi, se întâmplă ceva. Și atunci când oamenii ne văd pe noi autentici, vor pune o întrebare. Auzi, ce se întâmplă? Iar noi vom putea să dăm un răspuns. Care va fi răspunsul? Vine Domnul. Păi, de ce te-ai schimbat? Vine Domnul. Păi cum așa vine Domnul? Păi uite, eu fac bagajele, mă pregătesc de plecare, mă pregătesc de întâlnirea cu Iisus. Îmi doresc, dragii mei, că în timp ce cântăm cântarea 395, suntem pe calea lui Iisus, să privim prin credință către reîntâlnirea noastră cu Domnul nostru. Și vă îndemn să fim doar atât, autentici. Nu vreau să vă îndemn să fiți buni, să fiți frumoși, să fiți desăvârșiți. Fiți doar autentici. Și El să fie lăudat în viața noastră. Amin. Deci cântarea 395. Pe calea sa, căci ne păzește, Doamne.
a plecat spre casă, v-aș invita să ne rugăm cu două persoane care așteaptă cu dor venirea Domnului. Amin. Vă urez tuturor o seară binecuvântată și o noapte bună. Mâine dimineață la ora 8 va fi întâlnirea instructorilor. De la ora 9 va fi un timp de rugăciune, după care va fi o pauză, iar la ora 10 va începe cina Domnului. Dacă frații și surorile diaconi și diaconese știu de cineva care a solicitat cina, Sfânta Cină la domiciliu, sunt rugați cei care știu de asemenea persoane să anunțe pe prima diaconeasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.